Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă organizează prin Centrul de Formare Profesională o serie de cursuri de reconversie profesională a persoanelor aflate în evidența sa. La nivelul județului se organizează în total 12 astfel de cursuri de formare profesională, dintre care 4 la Roman pentru meseriile frizer, coafor, manicurist, pedicurist, operator introducere, validare și prelucrare date și comunicare în limba engleză. La nivelul județului Neamț, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă va organiza 12 cursuri de formare profesională. Dintre acestea, 6 sunt la Piatra Neamț, 4 la Roma și 2 la Târgu Neamț. Pentru persoanele interesate din zona Roma, acestea pot opta pentru următoarele programe de formare profesională: frizer, coafor, manicurist, pedicurist, operator introducere, validare și prelucrare date, comunicare în limba engleză și agent de securitate. Trebuie știut pentru cei care vor dori să facă o astfel de calificare că aceste cursuri sunt gratuite pentru persoanele aflate în evidența instituției noastre. De asemenea, se asigură de contarea transportului de la domiciliu la locul de desfășurare. Informațiile suplimentare pentru cursurile organizate la Roman se pot obține de la sediul Agenției Locale de Ocupare a Forței de Muncă Roman din strada Olteniei. La aceste cursuri, care durează între o lună și 5 luni în funcție de meserie, se pot înscrie contra cost și alte persoane care doresc să se califice într-o meserie din cele pentru care se organizează cursurile de formare. Cei interesați de aceste cursuri se pot adresa colegilor de la Agenția Locală pentru Ocuparea Forței de Muncă din Roman, unde vor obține informațiile de care au nevoie. Alte persoane care nu sunt șomeri sau aflați în evidența voastră pot participa la astfel de cursuri? La aceste cursuri pot participa toate persoanele care sunt interesate, însă cele care nu au un loc de muncă și se înscriu în evidența noastră sunt gratuite, iar pentru celelalte persoane care au un loc de muncă și doresc să urmeze unul din cele 4 cursuri, acestea vor trebui să plătească contravaloarea programului de formare profesională. Care e, cât înseamnă asta? Există pentru fiecare program un calcul care este diferit, pentru că și aceste cursuri ca durată sunt diferite. Cel mai scurt este comunicarea în limba engleză, care durează în jur de o lună de zile, și cel mai lung curs dintre cele 4 este de frizer, coafor, manicurist, pedicurist, care poate ajunge până la aproximativ 5 luni de zile, pentru că este o meserie mai complexă. La finalizarea cursurilor de calificare se va susține un examen constând într-o probă teoretică și una practică, absolvenții primind o diplomă eliberată de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și de către Ministerul Educației. Există și o serie de condiții legate de studiile absolvite anterior în funcție de meseria pentru care șomerul se recalifică. La finalizarea cursului, după promovarea unui examen de final, care constă atât într-o probă teoretică cât și într-o probă practică, fiecare participant la curs va primi o diplomă în care se va certifica această calificare și va obține o diplomă acreditată atât de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, cât și de Ministerul Educației. Există o serie de condiții legate de studiile participanților, vârstă și știu eu ce alte criterii? Vârsta sub nicio formă nu este un criteriu, eu știu, eliminatoriu. Poate să participe orice persoană, indiferent de vârstă, care dorește să se califice într-una din cele 4 meserii. Însă studiile sunt condiționate, trebuie să aibă minim 8 clase, 10 clase școală generală finalizată pentru agent de securitate, iar pentru celelalte, cum ar fi operatorii introducere și validare date, minim liceu. Cursurile vor începe în luna aprilie, locurile fiind stabilite în funcție de completarea grupelor. Pentru persoanele care au domiciliul în altă localitate, organizatorii cursurilor vor asigura decontarea transportului de la domiciliu la locul de desfășurare a programului de formare profesională.